Aseară, în aeroportul din Craiova, a fost panică după ce un avion din Italia a readus acasă o parte din românii plecați peste hotare. De teama coronavirusului, mai mulți români au luat decizia de a reveni acasă într-un concediu prelungit. Printre ei sunt și trei gorjeni care, în prezent, sunt sub supraveghere. Deci sunt trei persoane care s-au întors din Lombardia, da, din Italia, seară, dar nu sunt venite din cele 11 comune care sunt cu probleme, care sunt în carantină. Deci dacă persoana respectivă se întoarce din acea zonă carantinabilă, deci noi trebuie să-l băgăm în carantină, dacă se întoarce din provincia respectivă, dar nu este din acea zonă afectată, se autoizolează la domiciliu, iar dacă este venit din altă zonă a Italiei, sunt lăsați liberi. În acest moment avem trei persoane autoizolate. Sunt din zonă, din provincie, dar nu din cele 11 comuni. Autoritățile susțin că momentan nu sunt probleme, deși cei monitorizați nu sunt supuși unor analize decât în momentul în care prezintă simptome clare de boală. Tot autoritățile susțin că virusul poate fi transmis cu ușurință și de la un bolnav care nu dă semne de boală. Nu li s-au făcut teste pentru că prima dată mergem pe simptomele clinice, da? Se face o examinare clinică. Ei nevenind din zona afectată respectivă, deci au fost în zona respectivă în provincie, dar nu în acele comune, nu li s-au făcut. Testele există decât în spitalele care au fost desemnate de Ministerul Sănătății, Matei Balș, Victor Babeș și cele patru centre, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara. Unde se pot trimite Da, dar dacă prezint simptome, da? Dacă este clinic sănătos, nu avem de ce să trimite. Adică are febră sub... Ba da, pentru că în medicină clinic sănătos înseamnă că nu are febră, nu are tuse, nu are junghi toracic, nu are dificultăți de respirație. Da, este asimptomatic, dar așa este metodologia la noi. Între timp, autoritățile caută spații pentru a le transforma în eventuale zone de carantină. Ieri am discutat în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și identificarea unor spații adecvate pentru a se realiza procesul de carantinare în cazul în care apare un caz specific, adică o persoană sau mai multe persoane, evident, care vin într-o zonă unde s-a instituit carantina într-un alt stat, unde s-a declarat epidemie. În momentul acesta, repet, nu avem niciun astfel de caz, însă aceste spații deocamdată sunt stabilite urmând ca la un anumit nivel, să zicem că am vreo 70 de locuri, urmând ca ele să fie extinse dacă evoluția va fi una negativă. Sperăm să nu se întâmple acest lucru. La UCB Târgu Jiu s-a dat alarma după ce o studentă recent venită din Italia s-a simțit rău în timpul cursurilor. Fata a fost izolată urmând să-i se facă analizele.